Ok, te salut din nou. În acest video mi-am propus să-ți arăt pas cu pas cum să optimizezi pagina de Google My Business pentru ca aceasta să ofere informații complete către clienți și pe lângă aceasta să ai șanse mai mari de a-ți clasa site-ul în primele rezultate de căutare și în acel Google Free Pack Maps. Pentru asta mergem pe Google și scriem My Business. După care mergem pe acest prim rezultat de căutare, dăm click, trebuie să avem deja un cont de Gmail, putem să ne conectăm dacă avem deja pagina și practic aici vedem că din cauza epidemiei de COVID unele funcționalități sunt limitate. Ei bine, să începem. Pentru aceasta mergem în tabul de informații. Noi vindem mobilier și aici, practic, putem pune numele afacerii. Am pus numele afacerii. Și punem o expresie cheie, să vedem dacă ne lasă Google, ar trebui să ne lase, după care va face un review la, practic, la aceste informații. Adăugăm strada, România, adresa, punem adresa, fiindcă așa Google va vedea că suntem chiar o afacere reală și zona orașului sau zona în care noi deservim produsele și serviciile. După care putem merge la zona de servicii. Aici putem pune Timișoara, Ghiroda, Dobărița și alte zone specifice pentru afacerea noastră în care deservim clienții. Orarul, trebuie să adăugăm numărul de telefon, nume scurt. Putem pune numele afacerii noastre, după care mergem mai departe și punem site-ul nostru, produsele, că dacă avem produse, putem pune, să zicem, vreau să promovez un produs, să zicem, mobilier, și iau de pe site-ul meu sau de unde am eu produsele mele, practic o să iau detalii despre produsele mele, poze, chiar asta caut acum. Și să zic, vreau să pun această poză pentru a fi mai plăcută către public. Pun numele, adaug cuvântul cheie mobilier din lemn pentru dormitor. Adaugă nouă categorie. Preț. Pun un preț, fie interval, fie un preț fix. Mai adaug o descriere și un buton, să zic comandă online și pun adresa site-ului meu. Și dau pe salvează. Și așa am adăugat un produs care va apărea în Google. După care putem vedea, vezi pe Maps, cum va arăta afacerea mea pe Google Maps. Ok, sau vezi în căutările Google, cum va arăta pe căutările Google. Și după care pot să văd și postări și multe altele, dar important este să am informațiile complete, să am fotografii cu produsele mele. Putem adăuga aici multe fotografii, să zic că le selectez pe
toate acestea. Ca să am fotografii, putem pune fotografii cu interior, cu exterior, cu echipa și multe altele. Foarte multe opțiuni de a eticheta fotografiile și a le categorisi cum trebuie. După care pot să adaug diverse produse, care le adaug aici. Vedem momentan un singur produs, cum se va vedea pe Google. Vedem aici produsele. Doar un produs, mă duc încă un produs. Mă duc, aleg un produs. Bern se numește, deci mobilier Bern. Adaug cuvântul cheie, mobilier dormitor Bern. Interval de prețuri, aș pun tot așa. După care adaug așa descriere, mobilier de dormitor Bern din Germania, din Lemde. Ok, adaug un buton de call to action, pun acum apaște de PS și dau click pe salvează. Și în acest fel va salva și acest produs. Deci trebuie ca toate informațiile de pe site, adică adresa, număr de telefon, orar, să se potrivească cu cele din Google My Business, pentru că doar așa putem practic să ne creștem șansele de a fi mai bine clasați în căutările Google și mai bine clasați în acele rezultate de căutare Google My Business. Pe lângă asta putem să creăm diverse postări, oferte speciale și multe altele și putem în acest fel să ne creștem vizibilitatea foarte mult și practic să avem afacere care să fie activă pe Google My Business. Mult succes!